Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Gemeni, 19 noiembrie. Oamenii mei dragi, în această zi văd că e posibil să visați, să vă puneți mintea la contribuție, să, în ce privește memoria dumneavoastră, sunt multe alegeri de făcut, să aveți mai multe opțiuni. Văd că visele vor avea un rol important în ce privește proiectele dumneavoastră, în ce privește o colaborare, un proiect. Văd că colaborați cu cineva și sunteți foarte atenți la detalii și sunteți talentați în ceea ce faceți și sunteți, cum să spun eu, aveți pasiune pentru ceea ce faceți în această zi, în ce privește un proiect anume. Văd că veți colabora cu alte persoane și că aveți mai multe opțiuni în ce privește alegerile dumneavoastră, în ce privește această colaborare. Sau e posibil să fie, nu știu, să visați la o a treia persoană, să spunem așa, la în ce privește o a treia persoană, în ce privește relațiile trio. Să luați doar mesajele care vi se potrivesc, este o etalare generală. Dar 7 de cupe cu 3 de monede poate fi că și visele sau gândurile în ce privește o a treia persoană. Dacă nu, trebuie să fiți atenți în ce privește munca dumneavoastră sau chestiunile, problemele, să nu vă faceți prea multe iluzii și să ajungeți să fiți foarte confuși și să nu mai faceți alegerea potrivită. Sau să aveți grijă ce alegeți, pentru că văd mai multe opțiuni aici și pentru asta e nevoie să luați decizia cea mai potrivită. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită Arcangelul Gabriele. Să lăsați ceva în urmă, da? Să vă eliberați de dorința de a controla situația care o trăiești și lasă ca înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu să rezolve totul în cel mai bun mod. Deci e nevoie, cred că e posibil că astăzi doriți să controlați o situație și să aveți mai multe opțiuni în ce privește acea situație, să doriți să controlați tot, dar Arcanghelul Gabriel vă sfătuiește să vă relaxați și să aveți încredere în Dumnezeu, pentru că totul se va rezolva în cel mai bun mod. Da? Deci e inutil să forțați lucrurile, să controlați lucrurile, pentru că dacă nu e, nu e. Și totul e la momentul potrivit, să spunem așa. Și se va rezolva cum e, deci să nu vă mai stresați, să nu vă mai faceți multe gânduri în ce privesc colaborările sau proiectul dumneavoastră, da? Spune să lăsați să fie, să fiți relaxați, să vă relaxați, să fiți elastici, să nu vă mai stresați. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!